O explozie s-a produs joi în sud-estul Turciei, la trecerea unui convoi militar, mai multe persoane fiind rănite, au anunțat surse din cadrul securității, la o zi după un atac cu mașină capcană în capitala Ankara, în urma căruia și-au pierdut viața 28 de persoane. Explozia a lovit convoiul militar pe autostrada care leagă Diyarbakir, cel mai mare oraș din sud-estul majoritar curd al țării și districturi lice, au precizat sursele citate. Cel puțin 28 de persoane au fost ucise și alte 61 au fost rănite în urma exploziei unei mașini, miercuri 17 februarie, la Ankara.